Vă salut, dragi prieteni, de pe contul meu de Facebook, Cătălin Ionuțene, și vă mulțumesc că vă aflați în alături de mine aici live pe Facebook, în sufragerie, într-o nouă emisiune foarte, foarte interesantă, dragi prieteni, în care vom vorbi despre învățământul universitar, vom vorbi despre proiectele frumoase care se desfășoară la Universitatea din Craiova, pentru că alături de mine am onoarea, bucuria și plăcerea să l-am invitat pe domnul profesor universitar dr. Nicu Panea, prorector al Universității din Craiova. Bună seara și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea și că ne aflăm astăzi în sufragerie. Cu bucurie. Cu bucurie și cu greutățile geometrice, geotehnologice. Mă bucur că ați reușit și am reușit să vă aduc aici în sufragerie, pentru că vreau să discutăm despre proiectele Universității din Craiova și vreau să vorbim despre lucrurile foarte frumoase care se întâmplă în cadrul Universității din Craiova. O să urmeze și foarte mulți studenți care se vor îndrepta către Universitatea din Craiova cam fiecare an și au și de ce să vină către Universitatea din Craiova. O spun eu ca absolvent al Universității din Craiova. Să sperăm, da. Noi suntem în plin proces de admitere. La sfârșitul săptămânii acestea se dau rezultatele pentru masterat și pentru licență. Și după câte am studiat și după câte am aflat, admiterea în anul acesta la Universitatea din Craiova este un real succes. La ora aceasta, adică cu două zile înainte de a se afișa rezultatele finale, da, la licență mai avem 200 de locuri neocupate, ceea ce este absolut minunat pentru noi, iar la masterat 100 de locuri neocupate, dar mai avem, repet, mai avem încă jumătate de săptămână în care studenții pot opta pentru ceea ce doresc ei să studieze la Universitatea din Craiova. Din punctul ăsta de vedere, cred că nu a fost o admitere atât de benefică pentru Universitatea din Craiova aproape niciodată, pentru că admiterea noastră se termină la 1 octombrie și mai există o sesiune de toamnă, iar noi acum, la ora asta, aproape că avem absolut totul ocupat. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că este minunat. Deci deja totul e, și dacă mai sunt oameni care vor să mai sunt studenți? Totul este ocupat la nivel general, pentru că mai sunt specializări care mai au locuri. Se pot găsi locuri, ca să nu-i sperie pe cei care... Sigur. Trebuie să spun, mai sunt 100 de locuri la nivel masterat și 200 de locuri libere la nivel de licență, iar aceste locuri sunt din punct de vedere general, pentru că pe specializări, evident, lucrurile astea diferă și putem și copiii care vor să să afle informații despre acest lucru se pot informa despre site-ul Universității din Craiova. Foarte frumos lucrul ăsta. Îi salutăm pe toți cei care noiesc în acest moment. Amanda Gârtoiescu, Violeta, Arglaima, Rădița Rusu, Ionuț Bârbu, și avem și mesaj. Rădița Rusu, bună seara, emisiune de excepție, vă doresc numai bine. Doamne ajută, mulțumim foarte, foarte mult. Deci sunt locuri, asta e foarte important, pentru că Încă mai sunt locuri. Deci locuri. Grăbiți-vă, da, cum da, s-ar spune. Așa zice, pentru că mai sunt 200 de locuri la licență și încă 100 de locuri la masterat. Da. Aș putea spune că în domeniile foarte accesate, admiterea s-a cam terminat. Deci în domeniile foarte accesate, admiterea s-a cam încheiat. Exact, da. Asta spun și eu, ceea ce este absolut, și la buget și la taxă. Ceea ce este absolut surprinzător, pentru că anul trecut, de exemplu, am avut oarecare probleme și am dus admiterea până în septembrie. Acum am putea spune că admiterea este atât de bine terminată, încât noi ne putem mândri și putem spune că Universitatea din Craiova a făcut, din punct de vedere organizatorii, o admitere remarcabilă, iar din punct de vedere științific, copiii au optat pentru specializările pe care le-au dorit. Am înțeles. O salutăm și pe Marga Burgean, colegă și prieten jurnalistă de la TVR Craiova, și mulțumim că se află alături de noi. Chiar mi-a fost invitat aici la pe Facebook în sufragerie și mulțumesc foarte mult pentru că a venit aici alături de mine. O salut și eu. Marga Burgean ne spune așa: un invitat special, un intelectual de înaltă ținută, un profesor de săvârșit, toată stima. Aceeași și eu îi mulțumesc pentru vorbele minunate. Da.
Foarte, foarte frumos și îl salutăm și pe Silviu Gongonea și mulțumim că se află alături de noi și toți cei care se află alături de noi în acest moment. E bine de știut, apropo de lucrul ăsta, că Universitatea din Craiova are porțile deschise. Totodată trebuie să amintim și colaborările pe care Universitatea din Craiova le are cu alte centre universitare din țară și din străinătate și sunt niște colaborări foarte, foarte interesante și foarte fructoase, foarte benefice. Adică are o, are o largă paletă de deschidere. Pe cuvântul meu, te aș lăsa în locul meu ca director cu relații internaționale în condițiile astea. Da, e adevărat că Universitatea din Craiova a dezvoltat un sistem de relații internaționale pe de o parte pe programul Erasmus, asta înseamnă toată Europa, iar pe de altă parte am încercat să dezvoltăm relații bilaterale cu zone care ne interesează și care sunt zonele, să zicem, transcaucazice și zonele din Asia extremă care dorește să vină, sau zonele din Indonezia, Thailanda, pe tot globul, da? Da, exact. Avem mai ceva, tu mă ajuți acum să pui degetul pe unde ne mișcăm noi. Nu cred că ai reușit, pentru că ne mișcăm mult mai repede decât pune tu degetul pe globul acesta. Da. Sau în concluzie, Universitatea din Craiova este extrem de dinamică și are, să zicem, două dimensiuni de accelerație. Prima, pe Erasmus, asta înseamnă toată Europa, al doilea rând pe relații bilaterale care încearcă să aducă în Craiova studenți din toată lumea. Din toată lumea, da, există un schimb de experiență foarte... Nu e vorba numai de schimb, este vorba despre capacitatea Universității din Craiova, calitatea studiilor din Universitatea din Craiova de a duce studenți din altă parte. E adevărat că în ultimul timp informatica, automatica, științele, matematica în special și fizica au adus studenți din sud-estul Asiei. Științele exacte. Exact, științele exacte au adus studenți din India, avem foarte mulți, avem din... Și marea problemă este... Dorința Chinei de a intra pe piața europeană, cu studenți, cu masteranți, cu postdoci, da, cu postdoctoranți. Mă zice domnul Ion Cristoiu, asta e o știre. E o știre asta. Nu știu dacă este o știre. Academic, nu știu dacă este o știre, dar cred că este o dorință a unei zone extrem de bine așezate din punct de vedere intelectual, din punct de vedere tehnologic, și dorința acestei zone de a intra în Europa pe diverse căi. Știi? Da. Și cele universitare sunt cele mai... Poate cele mai permisive și poate cele mai înalte. Știi? Din punctul ăsta de vedere, cred că toată zona aceasta Asiei de sud-est, cred că ar putea să penetreze Europa prin calitate, prin dorință, prin posibilități, prin bani, pentru că bursele oferite de statele respective sunt de semnificative și de foarte mare înțeles. Având în vedere situația geopolitică actuală, nu vă sperie puțin această chestiune? Știi că nu ne gândim neapărat la dimensiunea politică, nu ne gândim efectiv la schimbul acesta. Avem ceva de oferit din punct de vedere intelectual și științific. Dacă sunt studenți care vor să acceadă în zona aceasta, cu atât mai bine. Dacă nu, este de discutat. N-aș vrea să cuplez elementele politice de elementele de învățământ. Trebuie să le separăm. Da, da. Sunt total de acord că lumea actuală discută altfel polii de putere. Că da, din punctul ăsta se de spune vedere, că era așezarea. Da, din punctul ăsta de vedere, China s-ar putea să joace un rol major. Dar din punctul acesta de vedere, pe noi nu ne interesează neapărat invazia
confucianistă sau non-confucianistă a intelectualității chineze în zona aceasta, pentru că trebuie să recunoaștem un singur lucru. Ce avem noi de dat, ce au ei de luat. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că realpolitik ar fi poate chiar cea mai bună. Da. Pentru a interpreta, eu știu, realitatea relațiilor acestora. Da. Foarte interesant și pertinent acest comentariu. Îi salutăm și pe Gabriel Nedelea, pe Părinte Lucian Camiță, pe Daniela Vulpe, pe Floari Ramona, Gabriela Montoi și toți cei care ne urmăresc în acest moment. Daniela Vulpe îmi spune bună seara, bună seara. Floare Ramona, succes în emisiune, mulțumim foarte mult. Aceasta fiind o emisiune interactivă, o să vorbim și cu Ana Cătănuie, vorbim și cu prietenii noștri care ne trimite mesaje în timp real. Sigur, da, dacă ne întreabă, putem să răspundem. Sigur, ne puteți. Mulți dintre cei pe care am mentit dumneavoastră îi cunoaștem și îi apreciem și sunt intelectuali minunați ai Craiovei. Deci, din punctul ăsta de vedere, aș putea să spun că emisiunea dumneavoastră este o emisiune de real succes atâta timp cât dumneavoastră invitați oameni care, iacătă, surprind elemente minunate ale contemporaneității. Sigur, și creăm și dezbatere. Are dezbatere aici, like pe Facebook, în sufragerie. Sau la Perdeluță, în sufragerie. La Perdeluță, că nu prea e sufragerie chestia asta. Emisiunea la Perdeluță e emisiunea care o fac revista presiei. Acolo sunt singur în fața. Ca să nu mai vorbesc despre emisiunea de la Perdeluță și de la parcare și de la minunățile cu care ne-am întâlnit. Ne-am confruntat înainte de a veni eu. Dar am reușit să găsim drumul. Da, asta e important. Exact, și în viață, nu domn profesor. Domnule profesor, îi ghidați pe studenți și pe studenții noastre să-și găsească până la urmă drumul în viață. Pentru că uneori e un drum destul de anevoie și apropo de stânga, dreapta și de intersecții sau de giratorii, nu știu dacă tot timpul reușim să ajungem din prima acolo unde ne dorim. Da, eu i-aș, cum să zic, că tot ce spun eu studenților mei, i-aș îmbrăca cu tot felul de cunoștințe care i-ar putea ajuta să ia deciziile cele mai bune în viață. Acum, cu stânga și dreapta, asta este cu totul altă treabă. Cu atât mai mult dacă îmbrăcăm stânga și dreapta cu ideologii separate. Nu, intersecții. N-am vrea, doar la intersecții. Da, așa. În sfârșit, în cartierul în care dumneavoastră trăiți, stânga și dreapta devin foarte complicate. Da, așa. Evident că nici ideologie nu cred că s-ar descurca în cartierul dumneavoastră. Da, dar important e că se găsește drumul. Și le mulțumesc, apropo, pe această cale, profit de acest moment, să le mulțumesc tuturor invitațiilor mei care găsesc de fiecare dată calea sau în unele cazuri pe unii mai ajut și eu. Exact, alergați dumneavoastră după mașinile oamenilor, încurcați prin cartier. Da. Așa cum ați făcut-o și cu mine. Ira și Valoare Vicearu, toată prețuirea, mulțumim foarte, foarte mult pentru toate mesajele și gândurile voastre și că ne sunteți alături. Important e, cum spuneam, este să găsim calea, să găsim drumul și îmi place foarte mult sloganul pe care l-aveți la Universitatea din Craiova. Crede în tine, crede în Universitatea din Craiova. Cred că este un slogan foarte potrivit, pentru că atunci când cauți o cale, mergi pe zonă, pe metafora asta, pe zona asta, trebuie să crezi în tine. Și să ai și niște valori în care să crezi. La un moment dat am avut în Universitatea din Craiova, am avut un serviciu sau un departament de comunicare și de relații. Acum trebuie să recunosc că acest slogan a fost așa un fel de comunicare între facultatea de litere, care a avut și departamentul de comunicare și jurnalism. Un loc foarte important a avut doamna Xenia Negrea, doamna profesor. Pe care o salutăm, a fost profesor la master. Societatea de Comunicare și Media. A fost și colaboratorul nostru, a fost și profesorul nostru și, în sfârșit, și colegul meu. Acum este o doamnă profesoară foarte importantă la Facultatea de Medicină. Da. Sau la Universitatea de Medicină. La Universitatea de Medicină, tot pe zona de comunicare. Exact, da. Asta îi doresc bun succes acolo. Salutăm cu tare. Așa, toate în sfârșit. Dar trebuie să recunoaștem că o parte din contextul sloganului ăsta ea aparține doamnei. Mi-a fost și invitată și doamna. Așa, în sfârșit. E un intelectual foarte fin al Craiovei și m-aș ruga să o mai invitați de foarte multe ori. Are multe de zis. Deci, din punctul ăsta de vedere, îi mulțumesc doamnei
Și din punctul ăsta de vedere trebuie să spun următorul lucru. Că am creat de-a lungul vremii un departament de relații internaționale și de comunicare la Universitatea din Craiova și că acest departament a contribuit la tot ce înseamnă promovarea Universității din Craiova. De la imagine, de la imagine absolut cinematografică, la imagine pe social media, la promovări, de genul acesta. Cred că acei tineri, departamentul este plin de tineri, acei tineri au avut și imaginația, și dorința, și puterea de a face, de a contribui, să zic așa, la o universitate a Craiovei, așa cum ar fi dorit oricine. Da. Din punctul ăsta de vedere, aș putea să vă sugerez să-i rugați pe colegii mei de la Departamentul de Relații Internaționale și Comunicare să vină să vă spună toate amănuntele sau toate intimitățile mecanismului de comunicare pe care ei l-au creat și prin care Universitatea din Craiova chiar este o prezență pe social media. Da, trebuie să recunosc că am mai discutat Trebuie să recunosc că am vorbit despre aceste chestiuni și doamna profesor universitară dr. Magdalena Mihai, cea proiectul Universității în Greva, și chiar cu domnul Sorin Damean de la decanul Facultății de Sociologie, care de asemenea a fost invitat și am discutat mai mult în zona recunoscută de istorie, de partea asta de... Mă bucur că i-ați invitat pe colegii mei și colegii mei sunt remarcabili, intelectual de bună calitate, doamna Mihai, domnul Damea. Doamna Mihai este cea care gestionează elementele sau dimensiunea economică a Universității din Craiova și care are o minte înfiorător de rațională și din punctul ăsta de vedere, cred că ați făcut o mare achiziție, să nu zic așa, un câștig teribil al emisiunii dumneavoastră, intervievând-o pe doamna. Da. Da, și cum spuneam și eu, le mulțumesc tuturor invitaților și prietenilor de pe Facebook care îmi urmăresc această emisiune, care îmi sunt alături, pentru că am spus-o de la început, emisiunea nu este a mea, este a noastră, a invitaților și a oamenilor, a invitaților deosebit și a oamenilor care ne urmăresc și ne mulțumim pentru. Aș putea să spun că emisiunea este chiar a noastră, pentru că cu câtă greutate am ajuns aici, nu pot să spun decât că este emisiunea noastră a tuturor. Păi este, da. Marina Iordache ne spune bună seara, o emisiune excepțională cu invitație excepțională, sănătate și mult succes, o seară minunată. Mulțumim foarte mult. Îmi place foarte mult la dumneavoastră, domnule profesor, că aveți simțul umorului și cred că asta intră așa, din punctul meu de vedere, în fișa postului a unui profesor cu har. Ei, aici ți-a aruncat așa, o nadă cât se poate de complicată. Într-adevăr, acum, teoretic vorbind, orice profesor de mare calitate ar trebui să aibă simțul umorului. Acum, că profesorii reali au sau nu simțul umorului, asta e cu totul altceva. Dar eu cred că un profesor cu adevărat ar trebui să relaționeze cu lumea, cu studenții, astfel încât această relație să fie cât se poate de, să zic, corectă și mai ales amiabilă și, să spunem, foarte, foarte, foarte comodă. Pentru că o relație dintre student și profesor este esența învățământului universitar sau esența învățământului. O relație de mare colegialitate sau mare corectitudine și, sau mai bine zis, de mare eleganță presupune sau duce la eleganța procesului de învățământ. Da, cu cât o relație între profesor și elev sau student este mai elegantă, cu atât procesul de învățământ este mai elegant și mai puțin lipsit de fricțiuni, ca să zicem așa. Da, foarte important acest aspect. Andrei Ciocotoiu ne spune, te salut Cătălin, salutări și domnului Nicu Panea, un profesor excepțional. Am mers de drag la cursurile dumnealui. Iată, un fost student al meu, dar îl cunosc. E un profesor nemaipomenit, om de mare calitate, foarte multe cunoștințe, din nefericire,
pregătit pentru învățământul superior, din nefericire, învățământul superior nu prea e pregătit pentru dumnealui, în sensul că noi avem... Îmi place sinceritatea, dar vă spuneți foarte deschis și... Da, din punct de vedere administrativ, noi suntem neacam blocați, ca să zicem așa. Nu ne putem permite să aducem copiii de mare calitate pe care i-am făcut și eu sper să nu fim atât de ipocriți încât să-i aducem să, și să le spunem că le provine mare cu sarea și după ce termină licențele, masteratele, să nu le oferim nimic. E adevărat, Universitatea din Craiova este o universitate foarte mare, facultățile din Craiova sunt facultăți foarte importante, da. Unele dintre ele însă nu își permit să aducă cadre tinere de calitate, nu neapărat că nu vor, nu neapărat că nu au nevoie, din contra, zice că toate au nevoie. Nefericirea face ca majoritatea acestor facultăți să nu aibă posibilitățile financiare și mai ales să nu aibă această încărcătură de ipocrizie să ofere posturi care nu pot avea după aceea niciun viitor. Păi, domnule prorector, fac acum referire la funcția mea asta administrativă, poate trebuie rezolvată situația. Eu sunt convins că se poate rezolva. Bine, bă, dacă dumneavoastră faceți apel la funcția mea, funcția mea este de prorector cu relații internaționale. Da. Deci, dar faceți parte din conducerea universității? I-aș trimite pe toți afară, da. Și atunci n-am rezolvat nimic. Facem să, domn profesor, cum facem să, cum îi facem să rămână? Cred că asta e... Da, asta este marea problemă. Sigur, aducând experiența din afară, exact. Apropo de relații externe. Da. Din punctul ăsta de vedere este foarte clar că universitățile au nevoie de tineri extrem de bine pregătiți. Și ăsta este paradoxul. La un moment dat, noi facem o grămadă de tineri foarte bine pregătiți și există o barieră. Când se aducem înapoi, le oferim ce? Le oferim un statut didactic și un salariu pe care ei îl refuză. Și, bineînțeles, conform pregătirii lor, ei optează pentru cu totul la ceva care înseamnă salariul poate de două ori mai mult decât le oferim noi. Acum, salariile în învățământul universitar au crescut un pic, nu foarte mult. Din nefericire, este exact ceea ce putem noi să oferim. Atâta timp cât România nu este în stare să schimbe, din punct de vedere sistemic, de la salarizare până la programele de studiu, învățământul superior, noi nu cred că avem nicio șansă. Deci, noi nu facem altceva decât pengelire, nu facem altceva decât să acoperim nevoi urgente cu oameni care sunt oarecum disperați, dar din punctul de vedere al învățământului superior de hiper mare calitate, așa cum să nu credem că învățământul românesc va deveni Harvard mâine, poi mine, știți? Acum să nu avem chestii de genul ăsta. Dar, atâta timp cât tu, universitate, Universitatea din Craiova, Universitatea din București, Universitatea din Cluj, reușești să ajungi să promovezi niște copii sau să ajungi la concluzia că niște copii au ajuns la o calitate a învățării extraordinare, după aceea ei sunt acceptați la universități din afară, după aceea ei sunt doritori să revină și tu le dai salariu mai mic decât au ei bursa din străinătate. Scuzați-mă, în felul ăsta nu cred că poți să ridici calitatea învățământului niciodată. Da, poate că aici trebuie lucrat mai mult. Eu am înțeles că la ora asta Ministerul Învățământului sau primul nostru ministru, da, care este un vorbitor remarcabil în moment de criză, am observat că vorbește foarte bine când iau foc sfintarele. E un tip remarcabil, poate se gândește și la chestia asta. Că el guvernează la momentul ăsta focul de la spitalul de copii. Dar el, în același timp, trebuie să guverneze și viitorul României. Și viitorul României a sta exact în copiii ăștia care termină școlile românești, facultățile românești. Da, și dacă ar putea să gândească în așa fel,
cât să le ofere lor ceva, astfel încât să nu se ducă la Londra. Am avut invitații aici oameni politici și din Parlament și din administrația locală. Doamna Maria Grapin, europarlamentar, a fost aici. Deci, mă bucur pentru dumneavoastră. Ne urmăresc și vreau să spun că e un mesaj pe care îl putem transmite tuturor. Scuzați-mă, deci am 60 și ceva de ani. Lucrez în învățământul universitar de o grămadă de ani. I-am auzit pe toți politicienii ăștia că oferă, că fac, că recăpătimesc. Scuzați-mă, dacă de 40 de ani ei ar fi făcut ceva, sau de 30 de ani ar fi făcut ceva pentru România, acum România ar fi fost altă. Din nefericire, ajungem noi, adică eu, absolut un universitar inutil la dumneavoastră într-o emisiune, să vorbesc despre lucruri care ar fi putut fi făcute de politicienii români și, Doamne iartă-mă, de cei 7 oameni care vă urmăresc, sau 200 de oameni care vă urmăresc, și aș dori să fie 7 politicieni care vă urmăresc. Da. Momentan acum sunt 9, dar urmăresc foarte multe emisiunea aceasta și sute de vizualizări. Nu. Apostol Spatelachi, salutări din Salonic, dragi prieteni, vă urmăresc cu interes și plăcere. Vedeți, avem și invitații internaționali. Nu este, deci Doamne iartă-mă, pe cuvântul meu, îl salut pe Apostol. Acolo e. Deci, Apostol, te salut cu drag, este unul dintre oamenii din această Europa cu care noi am avut niște relații absolut minunate, pentru că este omul care a ținut în Grecia, sau cunosc eu personal. Este omul care a ținut foarte minunat. Este intelectualul european prin definiție, aș putea spune. Da. Este un exemplu de intelectual european care ține în același timp la țara pe care o reprezintă, dar și la țara care i-a dat lui toate competențele și pe care o iubește din răsputeri. Eu îl salut pe Apostol. De asta este și supranumit olteanul nostru grec, de aici din... Deci eu nu l-aș supranumi în niciun fel. Eu îi mulțumesc pentru calitatea lui de intelectual european. Este chiar un om cu totul și cu totul deosebit. Un om pe care noi românii, sau cei românii care îl apreciază, l-am apreciat cu atât mai mult, și grecii pe care îi reprezintă el ar trebui să-l aprecieze din ce în ce mai tare, pentru că el ca ființă, el ca entitate intelectuală reprezintă ceea ce ar fi astăzi Europa. Pentru că este practic, din punct de vedere al creierului lui, al culturii lui, al capacității lui de a relaționa această lume, exact relația dintre o zonă a Europei și altă zonă a Europei. Din punctul ăsta de vedere, cum să zic, eu îi mulțumesc lui Apostol, pentru că am avut posibilitatea să vorbesc cu el, să mă plimbe prin Salonic, să-mi arate ce înseamnă tradiția istorică a Salonicului și să-l văd și la Craiova, să-l apreciez, și în felul acesta cred că este un mare câștig, dacă ați putea dumneavoastră, dacă ați putea să-l folosiți, eu știu, ca exemplu al acestei Europe noi. Invitația e deschisă, știe. Deci Apostol, dacă te rog eu din suflet să accepți lucrul acesta, pentru că eu cred că unul mai bun ca tine, promotor al Europei noi, nu cred că există. Vă aștept la emisiune, domnule Patelachis. Apostol Spatelachis ne spune: vă mulțumesc pentru minunatele apreciere, domnule Pane. Iată, ne-a și răspuns. Da. Pentru că aceasta mă este bucur. Emisiune interactivă. Mă bucur pentru o salutăm și pe Elena Vasilcuiu, Elena Bălăsanu, Lorena Oprea, Moreanu, Tania, colega și prietena Gabriela Lina Benchea Romanic, realizatoarea invitatului săptămânii de la TV Bacău, iată, din colegă și prieten jurnalistă din Bacău, mulțumim că se află alături de noi. Apropo de lucrul ăsta, pentru că faceți referire la zona de
învățământ, zona educațională, un lucru foarte, foarte îndrăznesc, ca să zic așa, în ziua de azi, de vorbit în spațiul public despre educație, despre învățământ, dincolo de zona asta academică, universitară. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că am făcut referire la studenți și făceați referire de 40 de ani, că nu știu, s-a schimbat sau nu s-a schimbat, s-au schimbat foarte multe lucruri, și de politicieni. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră cum vedeți acum mediul educațional, cum vedeți învățământul de azi față de vremea când dumneavoastră erați student. N-aș face astfel de comparații. De ce? Pentru că eu atunci când am terminat facultatea era un sistem, comunist, un sistem care oferea diplome și specializări și mai ales repartiții. Vă dorea să plecați? Vă dorea să rămâneți în mediul academic, universitar? Nu. Deci a fost o chestie cât se poate de interesantă. De exemplu, eu am primit o diplomă universitară cu această trimitere la mediul universitar, dar pofida acestei trimiteri la mediul universitar, am ajuns la o școală de sat într-un Dumnezeu de țară, la Dumnezeu așa, prin deci dealuri. Deci, ați fost profesor de școală. Am fost preuniversitar. Evident, în 1986, când am terminat eu facultatea, am ajuns la Vladimir în Gorj, și acolo am găsit o școală incredibil de bună. Știți? Asta ce le predați elevilor? Franceză și română. Franceză și pentru că franceză am terminat și română. Deci am găsit o școală absolut senzațională, cu profesori foarte bine pregătiți, profesori toți cu școli, cu facultăți și mai departe, un director remarcabil, deci profesorul Firescu, care a fost profesor de istorie, directorul meu acolo, era un tip absolut senzațional, care a reușit să țină școala aceea și să facă dintr-o școală de la dracu-n praznic, cum se spunea, așa, o școală extraordinară. Deci gândiți-vă că în primul meu an l-am avut elev pe copilul profesorului Firescu, eram dirigintele lui și toți copiii ăștia. Deci am avut o surpriză acum vreo 15 ani, când cineva m-a bătut pe umăr în Universitatea din Craiova și mi-a spus, știți, eu sunt Cătălin Firescu. Cătălin Firescu, da. Frumos. Și am zis, bun, care-i treaba? Trebuie să spun, am realizat cine e Cătălin Firescu. Și pe urmă a început copilul să-mi spune și așa mai departe. Și am zis, Dumnezeule, tu ești copilul ăla pe care eu îl învățam franceză în clasa 5-a acum. Nu știu câți ani, da, și cu el la fel, și cu foarte mulți alții la fel, și nu știți ce bucurie am avut. Cred că e, poate, momentul de mare împlinire a oricărui profesor, care vede că, după nu știu câți ani, cineva și-aduce aminte de el, și și-aduce de aminte de el în felul în care spune, domne, dumneata ai contribuit la devenirea mea. E ceva absolut senzațional, știi? Foarte frumos. Și eu cred că îi mulțumesc prietenului meu acum, Cătălin Firescu, care acum, probabil este, da, tată, e în sfârșit antreprenor sau, eu știu, un individ inteligent care își câștigă viața într-un fel sau altul. Da. Foarte frumos acest aspect și pentru că și eu am fost întrebat de foarte multe ori, de ce nu mă las de lucrul ăsta și am spus întotdeauna, pentru că îmi place foarte mult, indiferent de situație, îmi place foarte mult ceea ce faci și cred că asta e secretul. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră cât de importante sunt critice, dar cât de importante sunt și încurajările pentru un student, pentru un elev, pentru un tânăr, domnule profesor. Este foarte complicat acum, știți, pentru că real politică asta ne cam obligă să fim corectitudinea asta politică ne obligă să fim foarte atenți cu ceea ce spunem, știți? Chiar dacă ne vine să dăm de pământ cu colegul sau cu studentul care este idiot, știți? Scuzați. Deși nu s-a zis așa ceva. Nu, dar suntem sunt de părere că o critică
civilizată, dar dură și constructivă, și constructivă, iar folosi copilul, tânărul, știi? Dar încurajarea? Încurajarea vorbe de bine, deci, scuză-mă, poți să faci. Deci încurajarea cred că este în meseria de profesor. Deci atunci când vrei să te faci profesor, cred că sunt două lucruri pe care trebuie să le iei în buzunar. Pe de o parte cunoștințe, iar pe de altă parte empatia. Deci dacă vrei să devii profesor și în buzunar nu ai cunoștințe, sau dacă ai în buzunar doar cunoștințe și empatie nu ai, nu vei fi niciodată un profesor. Profesor înseamnă cunoștințe plus empatie. Deci, a fi profesor înseamnă a modela o ființă. Dacă reușești să faci lucrul acesta, înseamnă că societatea va avea un viitor. Dacă tu ești incapabil să modelezi o ființă, înseamnă nu doar un insucces al tău, nu înseamnă o tragedie a copilului, înseamnă chiar o mizerie a viitorului societății alea. Deci din punctul meu de vedere, și s-a vorbit de foarte mult, dom'le, ce dracului, dar le dai ăstora bani, profesor și ceva de parte, o chestie de genul. Nu. A fi profesor sau a fi învățător, că până la urmă, noi toți suntem învățători. Profesorul, profesor universitar, conducător de vârstă, sunt mentor, grade. Mentor. Sunt grade. Nu. Deci, grecii ne numeau învățători. Și noi suntem învățători. Pentru că învățătorul într-o societate este elementul care aduce la un loc toate dimensiunile trecute, adică tradiția, prezentul, adică tensiunile, și viitorul, adică prospecțiile, astfel încât să îi le pot da copilului eluia, astfel încât să devină un tip matur, capabil să conștientizeze locul în lume, în felul acesta, conștientizând locul în lume, să ducă la ceva superior. Din fericire, tot acest lanț de înțelegerea trecutului, respectul trecutului, înțelegerea prezentului, prospecția viitorului, se rupe undeva în societatea noastră. Oarecum are legătură cu materia pe care o predați? Nu, e foarte interesant. Cred că... Valorile, tradițiile, istoria... Nu, aici e vorba despre sistem. Eu nu vorbesc despre materia mea, eu vorbesc despre sistem. Și la un moment dat, această relație între palierele sistemului se rupe. Astfel încât societatea noastră nu merge cum se cuvine. Pentru că dacă această relație între cunoașterea trecutului, respectul față de prezent și prospecția față de viitor ar funcționa cum se cuvine, atunci societatea noastră chiar ar merge. Ce ar însemna? Ca respectul față de tradiție. Respectul față de tradiție ce înseamnă? Valori, principii. Valori, nu neapărat, nu doar valori și principii. 1. Respectul față de părinții tăi. Atunci când îl vezi pe bunicul tău că sufere, tu să nu intri în spate. Atunci când vezi un străin bătrân care suferă, tu să nu treci strada sau să-i întorci spatele. Pentru că oamenii aceia reprezintă un trecut pe care tu în momentul ăla nu-l conștientizezi. Dar reprezintă poate cel mai important lucru pe care o societate îl are. Momentul prezentului de conștientizare a trecutului imediat. Prin oamenii aceia care suferă, tu poți să faci relația cu un trecut pe care îl poți promova. Din nefericire, n-am fost învățați așa. Am fost absolut înspăimântat când am văzut oameni care au trecut pe lângă animăluțe, pe lângă câini care au suferit. Oameni, deci și ei fac parte din societate. Și pe lângă oameni. Sunt creațiile lumii astea. Deci, a fi om nu înseamnă neapărat să te gândești la bucuria vieții tale, la bucuria trecutului tău, la mulțumirile pe care le-ai dat tu copilului tău. Înseamnă și înțelegerea față de păsările care
au nevoie de apă, de căței pe care au nevoie de apă, la amărâții care au nevoie de susținere și așa mai departe. A zice că atâta timp cât nu conștientizezi faptul că ești o ființă favorizată de univers, să ai legătură cu absolut toate ființările universului, că din punctul ăsta, că ți-ai asumat la un moment dat prin evoluție. Sau că fiind favorizat, că ți-ai favorizat la un moment dat prin evoluție acest respect fac de sinteză evoluționistă, tu, din punctul ăsta de vedere, nu neapărat filozofic, ci și biologic, ar trebui să fii conștient că trebuie să ai grijă de tot ce înseamnă natura înconjurătoare. Din nefericire, educația la noi este o educație din extrem de destructivă. Deci, eu nu cred că am văzut în lumea asta o inconștiență mai, să zicem, săltăreață, ca să nu zic altfel, față de ceea ce înseamnă lumea înconjurătoare. Și observați și dumneavoastră. Păduri puse la pământ, câmpuri neîngrijite, animale omorâte cu bestialitate. Deșeuri aruncate în ape. Așa, dincolo de chestia asta. Ca să nu mai vorbesc și nu vreau să politizez. Bătrâni aruncați la marginea societății și așa mai departe. M-am gândit la un moment dat că societatea noastră nu este o societate atât de evoluată încât instituția să fie, știți, cu cât instituțiile sunt mai consistente, cu atât societatea este mai puternică, sau invers. Cu cât societatea este mai puternică, cu atât instituțiile mai consistente. Noi realizăm faptul că instituțiile noastre nu sunt extrem de consistente și că poate, din punctul ăsta de vedere, o ducem atât de rău. Eu cred că dincolo de a învăța pe studenți, nu știu ce reglemente matematice, nu știu ce legi administrative, nu știu ce declinări și nu știu ce gramaticale, nu știu ce selecții biologice, dacă nu învățăm care este responsabilitatea noastră ca ființă superioară care gestionează destinul unei planete, din păcate, atunci planeta asta se va duce dracului sub noi și dumneavoastră, nu cred că mă mai puteți aduna din cartierul dumneavoastră, pentru simplu fapt că, eu știu, străzile astea vor fi ocupate de foc, ocupate de magmă și așa mai departe. Sperăm că nu vom ajunge așa, dar nu, într-adevăr, în elementul educației am văzut și eu lucrul ăsta și am criticat de foarte multe, lipsește. Se merge doar pe învățământ, doar pe materie. Exact ce ziceai și tu, un profesor. Învățăm școală, dar educația e importantă. Pe informații. Pe informații, corect. Dar deci, educația cine noi face? Noi informăm, dar nu educăm. Asta este marea problemă a învățământului românesc, care se confruntă cu acest paradox. Trebuie neapărat să informăm, pentru că suntem în urmă cu o grămadă de noțiuni tehnologice, dar uităm să facem și lucruri foarte importante. Da. Informația este paralelă cu educația. Educația este mai importantă până la urmă decât transmiterea informației. Și informația înseamnă putere dacă e utilizată așa cum trebuie, în scopuri benefice. Da. Aici da. E mult de... Nu mai este putere atât timp cât educația este atât de puternică. Sabina Cruitoru, care îi mulțumesc și că distribuie aceste live-uri și mie este alături de fiecare dată, ne spune așa, doamna Sabina Cruitoru, domnul profesor universitar dr. Nicu Banea, proiectul Universitatea în Craiova, a ocupat pe rând funcție de prodecan, prorector cu probleme academice și de perfecționare, iar în 2008, iar din 2008 este proiector cu relații internaționale și integrare europeană. Prin cercetările
prin cercetările dumnealui, fie individuale, fie în cadrul unei echipe, domnul profesor Nicu Pane a pus bazele unor noi metode de cartografiere antropologică și culturală, propune metode și modele de adecvare a discursurilor antropologiei postmoderne la realități culturale românești, relevă tranzițiile și transformările culturii populare românești, sondează fluxul cultural contemporan și fixează structurile acestora. Îmi exprim în alta mea considerație și apreciere pentru profesionalismul, responsabilitatea și onestitatea de care dați dovadă în activitatea pe care o desfășurați. Distinse domnule profesor, vă doresc multă sănătate și energie creatoare, voință și putere în realizarea proiectelor pe viitor, realizări profesionale remarcabile și bucurie alături de oameni dragi. Foarte mult mesaj. Dacă de bine citiți pe cuvânt, ceva de speriat, da. Îi mulțumesc, doamne, pe cuvânt, îi mulțumesc, da? Sunt numai vorbe foarte frumoase. E un laudațiu așa de un profesor pe care meritați din plin. O salutăm și pe Alina Oprescu și mulțumim că se află alături de noi. Apropo de lucrul ăsta, fiecare cu profesia lui, dar trebuie să mărturisesc un lucru. Eu v-am văzut de foarte multe ori în spațiul public și sunteți o voce. De foarte multe ori ne-am intersectat la foarte multe evenimente, da, culturale, academice, universitare. Și cred că rolul unui profesor universitar, unui profesor în general, unui mentor, este acela de a fi prezent în societate. Dumneavoastră sunteți prezent în societate. Ei, nu știu dacă sunt foarte prezent în societate, pentru că eu am gândit altfel misiunea mea. Eu am gândit așa, că există într-o societate extrem de corectă și evoluată intelectualul subtil. Intelectualul subtil, după mine, este cel care, de la catedră, poate să inducă acea calitate a educației, astfel încât promoțiile care ies din mâna lui să poată schimba ceva. Nici acum nu sunt de acord să spun că sunt extrem de prezent. Foarte multă lume mi s-a... Eu v-am văzut la foarte lume. Nu, foarte multă lume mi-a reproșat lucrul ăsta, că membru al Uniunii Scriitorilor nu sunt la ședințele scriitorilor, că membru al Uniunii Scriitorilor, premiat al Uniunii Scriitorilor, nu sunt unde ar trebui să fiu, că profesor universitar nu ar trebui să fiu. Nu. Din punctul meu de vedere, eu cred că societatea ar trebui să se organizeze în așa fel încât fiecare, și nu profesor universitar trebuie să fie în vârf, ar trebui să ducă mai departe elementele de energie care pot configura viitorul unei societăți. Și mă gândesc așa, politician, jurist, educator, adică prin educator înțeleg tot felul de profesor. Așa. Jurnalistul. Și mai ales jurnalistul, pentru că educatorul și juristul, să zicem așa, sunt elementele de consistență care au relațiile cu tradiția și sunt oarecum, să zicem, conservatori, dar sau tehnici, da, dar juristul și politicianul sunt cei care, jurnalistul și politicianul sunt cei care ar trebui să-și tragă seva din acest conservatorism și să ducă mai departe și să promoveze o societate care se poate de corectă. Deci, vedeți cât de delicat v-am aruncat așa mingea în curtea dumneavoastră. Eu știu, jucați-vă acum cu ea pe aici, pe balcon, cum vreți dumneavoastră. Da, vă mulțumesc, e o minge universitară și o bucurie și o onoare pe care o primesc cu mare drag de fiecare dată, pentru că eu rămân la părerea mea, eu consider că zona asta universitară academică, din care dumneavoastră faceți parte cu foarte multă cinste, zic eu, trebuie să fie prezent în societate. Și rămân la punctul meu de vedere, toate eu dumneavoastră spuneți un pic, să zic așa, contrar, sau diferit, nu contrar, sunteți, din punctul meu de vedere, un om pe care eu, cel puțin așa, v-am simțit aliată, ca jurnalist, pentru că v-am văzut foarte prezent în societate. Nu, dragul meu, nu, n-aș zice așa. Știi care este treaba? Eu, în sine, reprezint ceva în meseria mea. Adică aia de antropologie. Exact. Da. Aia este o chestie de nișă, o citește cine o citește și așa mai departe. Dincolo, sunt o personalitate absolut politică până la urma urmelor, știi? Adică reprezintă o universitate. Da. Și din punctul ăsta de vedere, nu cred că
tu stabilești un dialog corect cu mine. Pentru că din punctul de vedere al Universității din Craiova, nu reprezint eu Universitatea din Craiova. Eu sunt unul dintre cei care au contribuit cumva la desăvârșirea unui proiect care a început acum 8 ani, pe care l-a gândit Cezar Spânu. Pe care îl salutăm cu drag. Dacă îl salutăm, îl salutăm, dacă se uită la ora asta, sigur. În sfârșit, oricum, are tot respectul meu că îl știe, doamne. Informațiile mele știu că urmărește emisiunea. Problema este următoarea. Deci Universitatea din Craiova, sub conducerea domnului Spânu, s-a schimbat radical. S-a schimbat radical. Și odată cu schimbarea asta, ne-a obligat pe noi, profesori din conducerea universității, să ne schimbăm la rândul nostru. Nu, deci nu ne mai reprezentăm pe noi ca ființe intelectuale uluitoare pentru domeniile noastre. Ați vorbit de domnul Rădulescu. Domnul Rădulescu e chiar e o minte fabuloasă. Este unul dintre produsele noastre intelectuale remarcabile. Dar dincolo de chestia asta, eu vreau să vorbesc despre Universitatea din Craiova ca o structură cu totul și cu totul nouă, omogenă, capabilă să facă față tuturor acestor provocări ale, să zicem, Europei noi. Cred că acum 8 ani... Și câte provocări nu sunt astăzi? Doamne Dumnezeule, câte nu sunt. Eu cred că acum 8 ani, omul ăsta care și-a asumat conducerea Universității din Craiova, domnul Spânu, a avut fie inteligența, fie, eu știu, gândul minunat de a face din Universitatea din Craiova ceva cu totul, o structură cu totul și cu totul nouă. Ce aparte, până la... Da, pentru că știți, Universitatea din Craiova nu mai este universitatea aia teoretică. Este universitatea antreprenorială, probabil care merge fonduri europene. Exact, care merge din punct de vedere financiar minunat, care face față tuturor acestor furtuni financiare și asta datorită dumnealui. Eu sper că în viitorul foarte apropiat, lucrurile care acum sunt conturate sau care acum sunt schematizate să fie conturate și finalizate. Deci din punctul acesta de vedere, cred că ar trebui dumneavoastră să vorbiți cu conducerea adevărată a Universității din Craiova. Nu cu mine, că în sfârșit eu de... Acest parte din conducere, da, colegii v-au dat votul de încredere. Sigur, da, eu sunt de 200 de ani prorector cu învățământul... Da, cu relațiile internaționale și cel mai vechi membru al. Da, aș putea spune că mi-am făcut facultatea de prorector, da, dacă ar exista chestia asta. Da. Pe de altă parte, pot să spun următoarea treabă și să mă mândresc cu un departament de relații internaționale care funcționează absolut minunat. Dacă eu mâine aș dispărea în triunghiul Bermudelor, ferește. Da, de unde știe? Așa, dacă e Doamne ferește pentru dumneata, de unde știi că nu e bine pentru mine? Departamentul meu de relații internaționale funcționa absolut minunat. Și le mulțumesc colegilor, colegelor mele de acolo. Sunt niște copii absolut incredibili de bine. Ați creat un sistem în așa fel încât... Nu l-am creat numai eu. L-au creat și colegii mei de dinainte și... Sunt niște copii absolut minunați, pe cuvântul meu. Sunt niște tineri extrem de bine pregătiți. Deci aici nu există acel celebru conflict între generații. Știți că de foarte multe ori... Nu, aș putea mare presie. Da, aș putea spune că ei mă tolerează pe mine, că eu fiind șeful, dar ei mă tolerează pe mine, pentru că sunt extraordinar de buni. Nu sunt greu de tolerat. La început cred că sunt greu de tolerat, după aceea cred că sunt extrem de ușor de tolerat, pentru că întotdeauna am aplicat acest principiu. La început i-am convins pe copii sau pe cei cu care am lucrat, le zic copii pentru că sunt oricum mai tineri ca mine, i-am convins să facă așa cum vreau eu, nu le-a plăcut, după aceea au văzut că este ok și după aceea au funcționat exact cum am vrut eu, iar după aceea a fost foarte simplu. Da, am înțeles. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că Departamentul de Relații Internaționale Universității din Craiova funcționează minunat.
O salutăm și pe Florentina Plenicianu, Rădița Rusu, Amanda Grătoiescu și toți cei care ne sunteți alături, ne-ați fost alături live aici pe Facebook în sufragerie. Am ajuns deja la finalul acestui live și vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele publice sau și publice și private. Știți că vă răspund și în privat acolo și vă mulțumesc mult de tot pentru că sunteți alături de mine. Vă invit să vă abonați și pe contul meu de YouTube, Cătălin Ionuțene, pentru că o să urc această emisiune și acolo. Vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți pe Instagram, pe Twitter, pe Facebook și vă sunt recunoscător pentru lucrul ăsta. În încheierea fiecărui emisiuni live pe Facebook în sufragerie sunt două lucruri la care țin foarte mult. Degețelul, da? Și subscribe, cum se zice. Sunt două lucruri la care țin foarte mult în încheiere. Unul de la fiecare dintre invitații mei, unul să spuneți cum v-ați simțit aici alături de mine la live pe Facebook și alături de prietenii noștri și doi, care e mesajul dumneavoastră, domnul Nicu Banea, prorector al Universității în Craiova, pentru toți cei care ne urmăresc. Înfiorător de cald, ar trebui să pui un aer condiționat aici pentru că vara nu cred că ai putea să faci o emisiune corectă. Ne descurcăm. Așa. Dincolo de chestia asta, ar trebui să spun că emisiunea a fost foarte sprințară, tu ai fost un interlocutor minunat, ai putea să pleci acum să mă lași aici, că așa sunt stăpânul locului. Da, așa, o chestie de genul. N-am nicio îndoială că v-ați descurcat în fața camerei. Da, îți mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc că m-ai invitat și pe mine. Pentru mine e o onoare că ați acceptat invitația. Nu, să nu spui treaba asta, nu este nicio onoare. A venit aici pentru că tu ai invitat foarte mulți colegi de-ai mei și aș putea să spun că le mulțumesc doamnei Magdalena Mihai, în primul rând, care e colega mea și pe care o deranjez de fiecare dată în biroul meu. Este o femeie absolut minunată și foarte bun profesionist. Le mulțumesc colegilor mei prorectori din Universitatea din Craiova pentru toată colaborarea absolut civilizată, minunată pe care am avut-o cu ei. Îți mulțumesc și ție că mi-ai dat posibilitatea să transpir pe canapeaua ta și eu cred că toate lucrurile vor merge foarte bine de acum înainte, dacă tu spui aer condiționat. Bun, asta. Vă mulțumesc foarte mult. Mesajul dumneavoastră pentru cei care ne urmăresc. Mesajul pentru noi l-am înțeles. Eu știu, o vară minunată și să creadă că pot să facă orice dacă se pot concentra și dacă cred în ei. Pentru că dacă societățile în care trăim, ai vorbit tu acolo de doamna Plinceanu, care știu e prin Franța. Și pe Carmenteau o salutăm și așa, se află. Bine, doamna Carmenteau nu prea e, că nu e prin Franța, dar doamna... Nu, e pe aici. E pe aici, prin... Așa, vă știu și eu. Așa, și o știu pe doamna de Plinceanu, care mi se pare un intelectual înfiorător de bine pregătit. Vedeți, ne urmăresc oameni de peste tot, de pe glob, ca să se dea globul ăsta pus aici. Mă bucur că doamna Plinceanu este incredibil de deșteaptă. Așa. Aș putea spune că dacă oamenii aceștia cred în ei, eu cred că se poate schimba ceva în România. Doamne ajută! Așa, am răsuflat acum dorință, iau un pahar cu apă. Gata. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor universitar, doctor Nicu Panea, proiectul Universității din Craiova. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că sunteți alături de mine și că ați fost de fiecare dată alături de mine și că sunteți alături de mine aici. Like pe Facebook în sufragerie. Să dea Dumnezeu să vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor. Multă sănătate tuturor. Până la live-ul următor. Eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun totdeauna adevărul. Degețelul, da, așa, cu degețelul.